Da, mă, deci asta este show. E un show interactiv. O să ne jucăm împreună. Și acum că ne-am făcut încălzirea, trebuie să generăm un număr. Vreau să fie un număr pe care să nu-l pot controla nici eu, nici voi, să fie un număr la întâmplare. Și am găsit și o metodă prin care să-l generăm la întâmplare. Am nevoie de o fată care să aibă telefon mobil, ceea ce vă implică cumva pe toate. Hai să alegem. Pam, pam, pam. Atâtea opțiuni. Uite tu, fata blondă din margine. Nu. O cunosc și după aia zice lumea că... Uite, fata din care intră lângă un băiat cu... Da, cum te numești tu? Cum? Larisa. Hai un pic pe scenă și vă rog să aplaudați pe Larisa, doamnelor și domnilor. Bună, Larisa, eu sunt Vlad, ce faci? Faceți și noi o poză să am și o amintire. E ultima reprezentație a show-ului și să am și o amintire de pe scenă. Dacă nu vă supărați, puteți să facem o poză? Cine ne ajută? Tu pari mai... Vino aici lângă mine, așa, cu telefonul. O secundă. Stai așa, ai mișcat-o? Uite-te și zâmbește. Zâmbește, te rog. Fă mai multe să avem. Gata. Da? Perfect, mersi. Îți mulțumesc. Nu de asta te-am chemat. Te-am chemat să ne ajut să generăm un număr. Te rog să deschizi calculatorul. Ai deschis calculatorul? Stai cu fața la public, nu stai cu spatele, că le-ai alt show. Bun, de asemenea, trebuie să alegi 4 oameni din primul rând. Unul din sfertul ăsta, unul din sfertul ăsta, unul din sfertul ăsta și unul din sfertul ăsta, omițându-i pe cei doi care ei păzesc plicurile și unul pe altul. A treia, nu, că trebuie să păzească pe el. Nu, cel din stânga. Hai să luăm pe cel din dreapta. E bine? Da. Ești sigură? Vrei să... Da, bun, te rog să te ridici, să stai la marginea scenei. Pe cineva de aici. Cel de-al treilea de aici, te rog să te ridici, să stai la marginea scenei, te rog. Așa, ia și... 4. Și încă cineva de aici. Da, perfect. Stați la marginea scenei. Bun, ideea e că m-am gândit să generăm un număr la întâmplare astfel. Am luat un pachet de 1. Ați jucat vreodată 1? Da? Un fel de Macao de fițe, în sensul că se joacă cu cărți de-astea scumpe. Eu le-am luat pentru că sunt niște cartonașe cu numere de la 1 la 9, de mai multe ori, pe diferite culori. Practic le-am luat pentru că sunt o serie întâmplătoare de numere. O serie întâmplătoare de numere. Este un șir și trebuie să luăm o poziție din acest șir. O să mai amestecăm puțin. O să luăm o poziție din acest șir. Unde vrei tu? Tu te ocupi de chestia asta, stai să-ți dau și un microfon. Trebuie să zici stop undeva, eu o să răsfoiesc această serie de numere, zici stop undeva unde vrei tu. Stop. E bine aici? Da. Începem de aici? Da. E ok? Vrei să mai dăm, să mai luăm? E okay. E alegerea ta. De unde a zis ea stop, te rog să iei tu primele 3 numere. Te rog să iei și tu primele 3 numere. Te rog să iei și tu primele 3 numere. Și te rog să fii un pic mai aproape, primele 3 numere. Bun. De asemenea, nu avem încredere în ea. Dacă aveți telefonul la îndemână, măcar unul, doi oameni din sală care să ne verifice, să fim siguri că totul decurge corect și că e pe cinstitele, calculați odată cu noi. Dăm un număr. Nu ți-a zis nicio femeie vreodată. Unu. 5. 5. Scrie, te rog, 5. 5. Până acum e bine. Dăm un număr. 3. 53. Nu, 5-3. Dăm un număr. 8 și 1. 5-3-8-1. Da? De asemenea, verificatorii scrieți 5-3-8-1. Toată lumea de acord, este un număr la întâmplare. Tu n-ai numai 5 în mână, tu n-ai numai 3, numai 8 și numai 1, corect? E un număr la întâmplare, corect? Bun. Vreau să complicăm, te rog să apeși plus. Unu. Doi. Doi. Patru. Deci plus 1, 2, 2, 4. Plus. Două săptămâni mai târziu.
1, 4, 6 și 2. 1, 4, 6 și 2. Nu apăsa încă egal. Voi puteți să stați jos, vă mulțumesc. În primul rând, ăsta nu e un truc matematic. Știu că există trucuri matematice, dar în care orice aduni, înmulțești cu 9, faci chestii și ajungi la același rezultat, știți? Ăsta nu e un truc matematic. Pentru că dacă tu îmi dădeai al număr, formam al număr, era al număr pe care l-a adăugat în al doilea număr, care de asemenea putea să fie la întâmplare. Înțelegeți ideea? Deci am generat cu un număr la întâmplare. Înainte să ne zici rezultatul, vreau să-ți arăt ceva. La mine pe telefon am o aplicație care se numește Instagram. Apropo, nu știu dacă v-ați dat seama, dar ăsta nu este un telefon adevărat. Este o pânză și are un proiector acolo care proiectează un telefon fals. Uite, poți lăsa și umbră, poți fac de-alea gen. Poți fac pasări, iau-te. E, nici contul ăsta de Instagram nu este contul meu adevărat, dar o poză de acolo, chiar o găsiți, este ultima poză postată de mine pe Instagram. Este asta, deci nu vreau să ți-o arăt ție încă. Te rog să stai un pic așa. Este vorba despre această poză de aici. Este vorba despre această poză de aici. Mă scuzați? Am touch screen-ul cam neatent. Această poză de aici. Ăla-i. Bun. Asta este o poză făcută într-un parc, în aer liber, în timpul zilei. Am pus acolo o măsuță, am pus o floare că în artă. Și am pus un număr acolo, este predicția mea. Ăsta este numărul care cred că va rezulta. Te rog să-mi dai microfonul și să apeși egal. Și cu voce tare, rezultatul este... 8067. Ceea ce nu e ăla. Verificatorii din sală. Dă într-adevăr 8067? Da. Să-i trecu. ...1903, 8067, nu-i nimic, rămâi nemișcată, te rezolv. Mulțumesc mult și asta este pentru tine. Mersi mult, poți să mergi la loc și vă rog să aplaudați încă o dată pentru ajutor.